În fiecare zi, Anatolie Cojocaru, poștaș în sectorul Malina al orașului Cimișlia, își începe ziua de lucru de la ora 8. Bicicleta personală este mijlocul de transport care îi ajută să repartizeze scrisorile și publicațiile periodice pe la abonați. Lucrul nu e chiar ușor, de asta nici nu prea au poștalul, nici doamne trebuie, pe Recea și pe Cotosca încolo. Și nu prea vreau să vii, că ce-mi plătesc așa ce? 1200. Ce, asta e mult, dacă alege pe ploaie, pe din soare, pe... Mă hă, mai câine, poate să se apuce de picioare, odată m-a apucat pe mine unul de mână. De fapt, lucrătorii poștali își încep activitatea de la 4 dimineața. Primii vin la serviciu cei din secția de sortare a scrisorilor și coletelor. Lucrul încep la 4:30 dimineață. Prinim sașii de la Chișinău și apoi le sortuim scrisorile, ziarele și iată le punem în ece și le trimitem prin sat. La ora 8, poșta trebuie și gata. În pofida faptului că în ultimul timp tot mai mulți cetățeni apelează la serviciile internetului, telefonului mobil, numărul scrisorilor și abonamentelor la Oficiul Poștal Cimișlia crește. Ultimii 4 ani de zile, Oficiul Poștal Cimișlia ocupă primele locuri în clasamentul republican pe ramură. La abonare, scrisorile foarte mult s-au mărit. Volumul s-au mărit la scrisori. Ziare, cam așa, au rămas la un nivel. Dar scrisoarele foarte mult s-au mărit cu, comparativ cu anii trecuți. Este подписчики, care постоянно. Их как цены повышаются, не повышаются, они все равно подписываются на прессу. Молодежь мало, большинство подписываются пенсионеры. Pe anul 2014, Centrul de Poștă, Cimișlia, a făcut abonări de 1.200.000 de lei, din care 300.000, pe 300.000 de lei a fost abonată gazeta de Sud. În concursul regional din 8 raioane din regiunea de sud a Republicii Moldova pentru anul 2014, la capitolul cel mai bun șef al oficiului poștal local a devenit Ludmila Botnaru din satul Selemet, cel mai bun operator locul 3, Dascăl Alina din orașul Cimișlia. Zilnic prin centrul de poștă Cimișlia sunt recepționate peste 500 de scrisori, iar lunar circa 700 de colete poștale. Achităm serviciile comunale, știu, o scrisoare sau acolo. Un pachet. Da, e destul de comun, normal. Personalul se adresează frumos către clienți, destul de aranjat, frumos. E o serviciu că am plătit lumina, gazul, apa, toate care au venit. Și sunt mulțumit de dumnealor, e comod, am venit repede, am ieșit. Serviciile poștale se diversifică permanent. Începând cu luna octombrie 2014, cetățenii moldoveni de peste hotare pot transfera banii în Moldova prin intermediul oficiilor poștale locale, cu un comision de 5 euro pentru 100 de euro transferați.